Ce întrebare stupidă! Ce altă limbă decât româna putea vorbi cel mai iubit român din toate timpurile? Numai că noi, românii, iubim o imagine creată de cărțile de istorie scrise într-o perioadă istorică în care realitățile multietnice în bună parte au dispărut, iar statul modern a nivelat diversitatea etnică medievală și premodernă. Până în secolul al XVII-lea, în Moldova și Valahia, slavona și latina erau folosite exclusiv ca limbi de cancelare și de cult. Multe elite erau de import, iar în garda voivodului se aflau nu puțini mercenari și alți profesioniști străini. Și cel mai important, domnii, dar și boierii, luau ca soții mai mereu domnițe din străini. Din cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare, doar una avea origini cel puțin parțial românești. Maria Voichița, oacheșa fică a lui Radu cel Frumos și nepoată a lui Vlad Țepeș. Nici tatăl lui Ștefan și nici alții mușatini nu au fost excepții în această privință. Este deci cât se poate de firesc să ne întrebăm ce limbi vorbeau aceștia în familie, cu mamele și doicile lor. La palat, cu oștenii, boierii și dregătorii, în biserică, ori pe câmpul de luptă. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe și sunt membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Dracolianum. Dacă apreciați acest episod și vreți ca și alții să aibă bucuria dumneavoastră, ajutați-l să fie cât mai vizibil pe YouTube. Soluția este simplă. Cu cât duce acest episod la mai mulți abonați și la mai multe like-uri, cu atât mai de succes este considerat de algoritm și promovat mai departe. Mobilizarea oștenilor Măriei Sale a fost exemplară data trecută, astfel încât am redus procentul de privitori neabonați de la 75% la 72%. Măria Sa vă roagă să reducem la 60% și să ajungem la 20.000 de abonați până la vară. Din păcate, mulți se uită la numărul de abonați și nu în gura noastră. Mulțumim! Urmare a destabilizărilor create de repetate mișcări de populații nomade și seminomade, mișcări ce au culminat cu invazia mongolă din 1241, teritoriul de la est de Carpați era mai puțin locuit în comparație cu alte regiuni limitrofe. Politicile de securitate ale regatului maghiar au prevăzut crearea unor structuri militare tampon, o marcă de graniță, adică ce trebuia să preia șocul inițial al unei incursiuni militare inamice pornite din est și chiar în măsura posibilă să o stopeze. Soluția a fost aducerea unor familii nobiliale românești din Maramureș, Dragoș și Bogdan. Familii în sens medieval, fiindcă, de fapt, erau mai degrabă clanuri care beneficiau de structuri militare și trupe proprii. Prin sosirea lor în Moldova a avut loc și o colonizare a regiunii cu elemente românești. Acum să nu sară sus prietenii noștri ucrainieni ori maghiari să spună: aha, deci cărțile noastre de istorie au dreptate că românii au venit din altă parte și s-au tot risipit prin regiune. În realitate însă, nu știm mai nimic despre realitatea etnică dinaintea sosirii românilor maramureșeni în Moldova. O presupunere rezonabilă ar fi totuși că două clanuri nu ar fi putut planta în Moldova îndeajuns de mulți etnici români că să dea cu totul peste cap vechea realitate etnică locală. Și asta fără să golească Maramureșul, spre nervozitatea regiului maghiar, care cu siguranță nu se bucura că se depopulează regiuni întregi pentru a popula niște pustiuri care nu făceau parte din regatul său. În plus, avem clare mărturii arheologice dinaintea secolului al XIV-lea care arată că teritorii de la Esda Carpați erau locuite. Pe vremea lui Ștefan cel Mare, adică un secol după colonizarea maramureșeană, descălecat, cum o numesc cronicarii de mai târziu, populația Moldovei era de minim 300-350.000 de locuitori. Cum creșterea populației în evul mediu era foarte mică,
iar regiunea nu era nici cea mai stabilă politic, o prosperă din Europa, este greu de crezut că pe vremea lui Drago și Bogdan să fi locuit acolo mult sub, să zicem, 200.000 de oameni. Cum etnicii români nu par să fi fost în netă minoritate în Moldova lui Ștefan cel Mare, este greu de crezut să nu fi existat picior de român la est de Carpați înaintea de sosirii coloniștilor maramureșeni. Pur și simplu nu știm, fiindcă nu există niciun izvor istoric care să ne ajute să tratăm această dilemă. Iar genetica și metodele moderne de investigare, din păcate, nu vor putea nici ele să ne ajute în această privință. Pe de altă parte, nici nu trebuie să cădem în capcanele istoriografii naționaliste ori prejudecăților create de realități etnice contemporane nouă și să credem că Moldova lui Ștefan cel Mare era locuită doar ori majoritar de etnici români. Faptul că în secolul XIX și astăzi sunt majoritar românii nu înseamnă automat că mereu au fost la fel. Însă aici nu putem spune nimic cât de cât exact. Tot ce putem spune este că acest teritoriu era locuit de mase consistente de etnici români. Însă nu erau singuri. Nordul Moldovei era dominat de populație ruteană sau ucrainiană, dacă veți. Deși ucrainienii de mai târziu nu sunt exact același lucru cu rutenii. Asta până și în secolul XVIII, când începem să avem informații mai exacte. De fapt, rutenii trebuie să fi fost una din componentele etnice principale ale Moldovei medievale, alături de români. Dacă vreți să facem un episod special dedicat rutenilor și ucrainienilor, lăsați-ne mai jos un comentariu. La aceștia se adăugau în special coloniști și întreprinzători maghiari și germani. Cei din urmă sunt de fapt și fondatorii orașului Baia, și nu numai, în jurul căruia a început să se formeze marca de graniță, fondată de descălecătorii maramureșeni. Influența politică și economică germană era atât de esențială că a condus la un unicat în toată numismatica central și est-europeană. Monede moldovenești cu inscripție germană pe revers. Deci nu în latină, nici în slavonă. Și în germană, Molderland, țara moldovenilor, scrie pe revers. Aceste monede au fost bătute în timpul lui Ștefan I. Sunt singurul tip de monedă locală pe care apare numele acestui voievod și au fost găsite în ultimii 10 ani în număr extrem de limitat. Mai mult despre monede într-un episod viitor. În fine, să nu-i uităm pe cehii husiți, care au fondat orașul Huș, pe armeni care au dat chiar un voivod, anume pe Ioan Vodă cel Cumplit, și desigur pe evrei. Unii menționați în documente moldovenești chiar ca dregători. O să sară ceva privitorie în sus să ne facă atenți, pe bună dreptate, că în numeroase izvoare Ștefan cel Mare și alții domni moldoveni sunt numiți voievozi ai valahilor, adică românilor locali. Aici avem o mare problemă de înțelegere, fiindcă nu avem voie să judecăm cu înțelegerea noastră de trăitori în secolul 21 înțelesuri de acum jumătate de mileniu. Când cronicarul medieval vorbea de țară, se referea în primul rând la casa domnitoare și la elitele care vă asistau la domnie. Când Grigore Ureche ne spune că a ieșit țara cu mitropolitul înaintea lui Ștefan cel Mare în 1457. Acesta se referă cel mai probabil la boierii țării și la un sobor preoțesc condus de cel mai înalt ierarh. Și nu la mii de țărani cu în opinci de piele de porc și cujmă de miel, care, electrizați fiind de sosirea unui tânăr nou voievod, și-ar fi lăsat baltă munca câmpului sau mulsul oilor pentru câteva săptămâni pentru a se duce pe jos la locul de întâlnire. Prin urmare, când un martor istoric ne spune că domnul valahilor, moldovenilor, adică a făcut cu tare și cu tare, să nu ne gândim automat că respectivul domnea peste o țară locuită exclusiv ori majoritar de români și că acest domn vorbea musai românește. Au fost domnii Moldova care știm sigur că nu știau o boabă de română,
așa cum a fost cazul celebrului despot Vodă, ori al lui Iancu Sasu. Singura concluzie sigură ce o putem trage pe baza unor astfel de mărturii este că Moldova era condusă de o pătură socială în mare parte românească. În rest, populația putea fi majoritar o minoritar românească, respectiv slavă. Izvoarele nu ne îngăduie să spunem nimic mai precis. Iar cei care bat cu pumnul în masă că e sigur altfel, ori nu cunosc izvoarele, ori sunt prea obișnuiți cu manualele școlare, ori prea îndoctrinați ideologic. Vor apărea în comentarii unii care să ne înfiereze cu exagerată încredere în sine că nu știm noi că Moldova era locuită de 99% etnici români. Și vor mai apărea desigur și rusofilii, ori minionii putiniști coliți de manualele sovietice și doctrina Buharin, care vor împrășca cu propagandă standard că nu era picior de român prin Moldova medievală și că românii au fost colonizați în Moldova de imperialistul stat român creat de la Cuza în cloace. Istoricul serios și dumneavoastră ca oștenii raționali ai măriei sale caută adevărul întotdeauna pe la jumate. Fă cum îți spun eu, că eu te învăț de bine. Că populațiile nu erau omogene sub raport etnic este o realitate istorică indiscutabilă, nu numai pe la noi, ci și în întreaga Europa. De altfel, criteriul etnic nu avea nicio valoare pe atunci. Oamenii se identificau prin raportarea la familie, clan și religie. Pornind la această încâlcită realitate etnică și complexă terminologie medievală, este cât se poate de legitim să ne punem întrebarea ce limbă vorbea Ștefan cel Mare. Având în vedere puternica componentă ruteană a populației Moldovei medievale, este inevitabil să ne gândim că voievodul ar fi putut vorbi fluent această limbă, ori măcar să fi fost bilingv. Însă, ca să dăm un răspuns ordonat, avem nevoie de o metodă. Așa lucrează istoricul profesionist, nu ca lăutarul după ureche și pseudo-istoricii de pe internet. Deci, la cine referim mai exact când spune că cineva vorbește o limbă? Limbă maternă? Să nu uităm că multe mame soseau Moldova în urma alianțelor matrimoniale cu diversi actori politici din regiune. La prima limbă, din cele cel puțin două pe care le vorbea fluent, pasiv ori activ. Multe populații medievale, mai ales cele din zone de contact între diverse arii lingvistice, erau bilingve. Vorbitorii preferau de obicei pe una dintre ele, deși le vorbeau comparativ cam la fel de bine. Moldova medievală este o astfel de zonă de contact între lumea slavă și cea romanofonă. Limba țării, adică a elitelor cu care se înconjura, adică privat ori oficial. Deseori în evul mediu, capul încoronat vorbea o limbă cu soția, alta cu copiii și alta cu dregătorii de la curte și cu boierii, adică nobili. La o așa numită lingua franca, adică o limbă prin intermediul căruia se înțelegeau între ele diverse grupuri, precum elitele conducătoare, supușii și diversi vecini, spre exemplu limba de cancelare. Să nu uităm că este o realitate imposibil de negat că în cancelarea moldovenească, transilvaneană și munteană se foloseau limbi pe care nu le vorbea mai nimeni în aceste țări, latina și slavona. Aceste limbi poate erau vorbite în mediile bisericești, dar cam atât. Nimeni nu le vorbea în popor, nici măcar rutenii în cazul slavonii, nici măcar logofătul, adică șeful cancelarii, ori scribii săi nu vorbeau curent, adică ori neapărat fluent limba latina și slavona. Slavona, ca și latina, erau în primul rând instrumente de comunicare scrisă. Poate soli să fie apărat la aceste limbi din când în când. Și că veni vorba, când spunem că cineva vorbește limba X, ne referim și la scris. Elite politice și intelectuale deopotrivă, de pe la noi și din Europa, și-au scris scrisori, romane, ori tratate în limbi care definitiv nu le erau materne. Deci nu e nimic simplu în abordarea științifică, așa cum poate ar părea unuia sau altuia la prima vedere.
Cruteana, fiind principalul concurent al României și având în vedere că prietenul și colegul meu care a venit cu această idee era suporter al tezei acesteia, să începem cu ea. Iată-i argumentele. Principalul argument ar fi că în timpul negocierilor pentru Pocuția cu trimișii regelui Polonei, Ștefan ar fi reacționat nervos și, bătând cu pumnul în masă, a țipat în ruteană: am luat această bucată de pământ, vreau ca ea să rămână mie! Interesant este că editorul acestui document, marele slavist român Ioan Bogdan, nu s-a temut să afirme răspicat că acest pasaj este dovada că Ștefan vorbea rusește. Aici o mică paranteză pentru cei plătiți în ouă de FSB. Bogdan folosește termenul de rus în tradiție medievală, unde rutenii erau numiți ruși, iar rușii moscoviți. De aici termenul muscal în limba română. Deci stai jos în bancă, nota 2, Ștefan nu vorbea rusa de la Moscova. Dar ce a făcut? Ce a făcut? Păi nu știi că stă prost la istorie, Licuță? Un alt argument ar fi letopisețul de curte și documentele slavone emise de cancelare, fiindcă este greu de crezut ca vodă și boierii săi să nu fie avut habar ce scrie în ele. Chiar dacă nu le scriau ei personal, le erau cu siguranță citite. Altfel, de ce ar fi cerut Ștefan întocmirea unui letopiseț al faptelor sale de vitejie în ruteană? Apoi ar mai fi repetatele înrudiri ale domnișoar boierilor cu elita politică ruteană. Ștefan însuși a fost căsătorit cu Evdochia de Kiev, cu care lituaniancă, desigur, nu vorbea română noaptea sub pătură. Această nouă carte ne arată, între altele, în detaliu legăturile de rudenie ale domnilor moldoveni cu omologii lor din Rusia Roșie, adică partea Ucrainei de azi, vecină cu Moldova. Este de crezut că Ștefan a negociat cu tâlharul rutean Muha, tot în ruteană. Despre acest episod de istorie moldovenească, aici. Din păcate, e imposibil de stabilit când și unde s-au întâlnit și cu atât mai puțin ce anume au dezbătut. Fiindcă știm ce a urmat după negocieri, e ușor de concluzionat că voivodul moldovean s-a învoit cu tâlharul să jefuiască sistematic ținuturile de la frontiera de sud-est a Poloniei, adică a voievodatului Rusia Roșie. Atenție, e vorba tot de vestul Ucrainei de azi. În fine, există un document prin intermediul căruia Ștefan Vodă îl elibera pe tătarul Mamai din robie, permițându-i să trăiască după, citez, legea românilor din țara noastră. Atenție maximă la nuanțe și la formularea exactă din document. Ștefan nu spune legea țării noastre românești și nici legea românească a țării. Desigur, se referea la așa numitul Ius Valachicum, adică legea valahă. Mai multe în această carte, însă nu spune că asta e legea țării, ci a unei anumite grupe de oameni din țară, grupă cu care, argumentează unii istorici, Ștefan nu s-ar fi identificat în acest document. Răspunsul meu la argumentul principal pentru teza ruteană este simplu. Vă mai amintiți ultimul criteriu enunțat mai sus, ce referitor la lingua franca? Ei bine, în cazul episodului cu negociatorii poloni, putem avea un tipic exemplu de utilizare a unei limbi ce putea fi înțeleasă deopotrivă de moldoveni și de respectivi trimiși. Solii poloni, dacă nu cumva ei înșiși erau etnici ruteni, care erau un larg segment al populației din estul regatului, mai ușor ar fi înțeles o limbă slavă foarte apropiată de polonă decât româna. Și nici să nu ne închipuim că Ștefan excela atât de mult în latină, în care nici logofătul nu excela, că ar fi putut folosi latina, folosită în cancelarea polonă, ca să se înțeleagă cu supușii poloni. În concluzie, acest argument este inconsistent. Acest episod poate indica faptul că ruteana ar fi fost limba primară a lui Ștefan, însă nu neapărat. Putea să fie limba lui secundară, acesta fiind potențial bilingv, sau, și mai rău, o cunoștea cât de cât, anume ca pe o limbă străină. Cu atât mai mult cu cât era vorbită frecvent în țara sa și cu care, sigur, avusese contacte îndeajuns de frecvente, cât să se lipească ceva de el.
Din fericire, avem argumente mult mai clare că să probeze contrariul, anume că Ștefan cel Mare vorbea mai degrabă sau prefera limba română. De la Grigore Urechi la Dimitrie Cantemir, cronicarii moldoveni erau clari că moldovenii vorbesc aceeași limbă cu cei de peste munți, adică româna. Asta pe lângă o mulțime de cronicari ori călători străini. Dar iarăși, la cine se referă? La elite ori la supuși? După mine, probabil la elite și la o bună parte din supuși care vorbeau aceeași limbă cu respectivele elite. Dar asta nu afectează cu nimic întrebarea noastră, fiindcă Ștefan era parte a acestor elite conducătoare. Dar ce spunea el însuși despre sine? În două documente, Ștefan cel Mare s-a autodefinit ca domnul țării românești a Moldovei, Moldovlahia. Pe 10 mai 1466, într-o donație către Muntele Athos și în Teta Evangheliarul de la Humor, din 1473. Deci Ștefan afirma implicit că face parte dintr-o pătură conducătoare care vorbește aceeași limbă ca în Ungorovlahia, adică Valahia ungureană, țara românească, așa cum v-ați obișnuit. Cu ocazia depunerii jurământului de vasalitate față de regele Poloniei la Colomea în Pocuția în 1485, cronica regală polonă a consemnat că Ștefan l-a depus în limba valahă, acest jurământ fiind ulterior tradus în latină. Dacă știa atât de bine sau chiar prefera ruteana, nu ar fi fost mai simplu să o folosească în locul românii, care nu era nici limbă de cancelarie în Moldova și nici larg răspândită în Polonia, așa cum era cazul rutenii. Cât privește slavona folosită în cancelarie și care ar fi putut fi mult mai ușor înțeleasă de polon decât româna, Ștefan nu a folosită fiindcă nu o stăpânea suficient de bine, ori deloc. Deși s-au copiat pentru el multe psaltire și mine slavone, asta nu înseamnă neapărat că Ștefan le și înțelegea. Și dacă le înțelegea limba, asta nu înseamnă că o și vorbea. Și eu înțeleg fără efort mai multe limbi, pe care însă, din păcate, nu le vorbesc deloc, ori prost. În concluzie, Ștefan a folosit limba care îi era cel mai la îndemână și pe care o prefera în comunicarea curentă, adică română. Descriind lupta de la Șcheia din 1486, leptopisețul moldo-rusesc afirmă că Ștefan le-a strigat la ai săi în limba valahă, română adică. Ai săi erau cu siguranță nu doar etnici români. Peste ani, când aceasta și fiul ei aveau să fie uciși la Moscova, fiica lui Ștefan cel Mare, Elena, căsătorită cu fiul cneazului moscovit, era numită Olena Voloșanca, adică Elena Românca. Dacă venea din Moldova, putea fi numită mai simplu moldoveanca, nu valaha, adică românca. Este clar, deci, că rușii îi percepeau originea etnică, nu politică, anume cea de aparținătoare a clasei conducătoare din Moldova, vorbitoare de română. Știind că prefera să vorbească româna, în caz că ar fi știut și altă limbă, rușii au numit-o, bineînțeles, românca. În fine, Libonius Nacăr, secretarul general al Ordinului Teuton care a participat direct la conflictul moldo-polonez din 1497, îl consideră pe Ștefan cel Mare valah, adică român. Dacă vreți să aflați totul despre Ștefan cel Mare, vă recomand cea mai nouă și mai cuprinzătoare biografie a voivodului moldovean. După noi, este de departe cea mai documentată lucrare care s-a scris vreodată despre Ștefan cel Mare. Scrieți-ne în comentarii dacă doriți să facem recenzii de cărți mai vechi, ori mai noi. Și acum să oferim pe scurt un răspuns pentru cei ce nu au răbdare să mă asculte până în detaliu. Ce limbă vorbea deci Ștefan cel Mare? Păi, depinde unde, cu cine și cât de bine. Ca om politic, lider de țară, om religios, soț căsătorit cu femei de origine străină și conducător de oști, avea de-a face cu tot felul de oameni. Cum două soții, precum și slujitoare cu care acestea veniseră în Moldova, fiindcă nu veneau singure, desigur, cel mai probabil nu vorbea română, ci o lingua franca prin care moldovenii se înțelegeau cu vecinii.
cu majoritatea boierilor, cel mai probabil vorbea română. Deși nu toți erau români, mulți fiind ruteni, dar și nemți, evrei, ori armeni, când erau toți la un loc, în public, deci, cea mai probabilă lingua francă era româna. Ce se vorbea în biserică, în mănăstiri și la slujbe? Slavona, desigur, pe care poate o înțelegea pasiv, deși nu o vorbea curent. Ce limbă vorbea cu solii? Depinde de unde veneau aceștia. Cu solii polonezi, mai mult ca sigur, comunica în ruteană. Cu cei din Ungaria și Valahia, cel mai probabil, română. Ungurii dispuneau de suficienți vorbitori de română în regat, dar și de ruteni. În fine, dacă veneau din Imperiul Otoman, ori de la beii anatolieni, ori de la Veneția, cel mai sigur îi se vorbea în greacă. Ce vedem noi prin filme, cum că solii vorbeau cu aroganță turcește, este fals, ori specific unei perioade mai târzii, jumătate de secol după Ștefan. Solii otomani, ori venețieni, vorbeau grecește și domnului îi se tălmăcea cel mai probabil în română. Dacă se dorea ca și cei din divan, unde română era lingua franca, să înțeleagă ceva. Desigur, îi se putea traduce și în limba în care se redacta o parte din documente, adică în slavonă. Dar cel mai probabil Ștefan ar fi preferat româna. Și pe câmpul de luptă, cel mai probabil domina tot româna ca lingua franca. Doar în cazul mercenarului e posibil ca ruteana să fi concurat româna, având în vedere că foarte mulți veneau din spațiul slav. Chiar și mulți tătari care se vindeau ca mercenari, aceștia socializând în zona dintre Crimeea și Moldova, ajunseseră să prefere ruteana ca punte de comunicare. Iar dintre cei stabiliți în Moldova, precum am văzut, unii preferau româna și dreptul românilor. Precum vedeți, omul de știință nu poate răspunde în alb și negru. Și ca să nu vă pun răbdarea și mai mult la încercare, în opinia mea pur personală, pe ansamblu Ștefan cel Mare ar fi preferat sau ar fi fost forțat de împrejurări să folosească româna. Deci tendențial mai degrabă română și de foarte multe ori ruteana. Și asta indiferent câte alte limbi el și boierii lui ar fi înțeles pasiv. Dar asta nu vom ști până când inteligența artificială va inventa mașina timpului. Iar eu am încălecat poșea și v-am spus povestea așa. Și am încălecat și pe căpșună și v-am spus o... Așa cum Maria s-a obișnuia să-și încheie scrisorile slavone, vă urez și eu umilul său locofăt și Dumnezeu să vă veselească. Amin.